Bună seara! Bine ați venit la prima întâlnire în dreptul context de care va fi despre budism și dreptul internațional. Sunt aici împreună cu doamna profesor Raluca Bercea de la Universitatea din Timișoara și cu primul nostru invitat, Eugen Ciurtin, pe care o să-l prezint mai întâi și apoi o să vorbesc puțin despre conceptul de drept în context și la ce ne-am gândit atunci când am inițiat împreună cu doamna profesor aceste conferințe. Eugen Ciurtin este unul dintre inițiatorii reintroducerii istoriei religiilor în România după anii 90. Probabil că este cea mai sintetică definiție a lui Eugen Ciurtin și ceea ce a scris și a predat în România și în alte țări. El este mai ales cunoscut prin interpretările și reinterpretările lui Mircea Eliade în țară. Unul din ultimele cărți pe care le-a publicat este Mircea Eliade, Yoga, eseu asupra misticii indiene, publicată în 2016, în prima ediție care s-a epuizat. El însuși este un discipol al lui Arion Roșu, Arion Roșu care este la rândul lui unul dintre cei doi discipoli al lui Mircea Eliade care au rămas în țară împreună separat, dar în orice caz Sergiu al George și Arion Roșu sunt cei doi discipoli din țară al lui Mircea Eliade. Eugen Ciurtin a absolvit facultatea de filozofie, după care a studiat la Aux Études, la Ecole des Études practic în Franța. Și apoi la Institut d'études indiennes de Collège de France, studiile doctorale, și a absolvit un doctorat în istorie la Institutul Iorga. Lucrează la Institutul de Istorie a Religiilor, institut care inițial a fost condus de profesorul Andrei Pleșu, care Eugen Ciurtin a lucrat în apropiere și a fondat mai multe reviste foarte importante, printre care Arheus și Studia Asiatica. A publicat în multe țări, în Franța, în Belgia, în Marea Britanie, în Thailanda, unde de altfel a și predat între anii 2019 și 2020. Astăzi el va vorbi, deci este un specialist indianist, în același timp un specialist în budism, temă pe care o va aborda astăzi. De ce? Ar fi foarte multe de spus despre toată activitatea lui Eugen Ciurtin. Are o pagină pe Academia Edu unde pot fi citite o parte din lucrările lui, care sunt toate extrem de interesante și probabil că ideea sub care ne-am reunit cu Eugen Ciurtin la începutul acestui an este aceea de Mircea Eliade ca un fel de universitate a tuturor. Deci toți am absolvit generația noastră și mai și generația după noi am absolvit facultatea, universitatea Mircea Eliade, am stat sub auspiciile gândirii lui. Care este actualitatea lui și mai ales ce influență au, de aceea și începem cu această conferință, care este influența istoriei religiilor a unei personalități de tip renascentist, cum este Eliade și cum au fost o parte din cei care au trăit în timpul lui, asupra noastră astăzi și, să trecem mai adrupt, asupra juriștilor. În dreptul contemporan din România, în mare parte practicienii, dar și o parte din teoreticieni, dacă sunt întrebați cum s-ar putea defini, ei își spun imediat că sunt pozitiviști. Probabil că acest termen de pozitivism nu este întotdeauna, mai ales la practicieni, nu este întotdeauna foarte elaborat. În general, dacă ascultăm ceea ce se scrie despre studiile juridice din Europa Centrală și de Est, în special în perioada socialistă, dar și după, se vorbește foarte mult despre un formalism al dreptului, chiar un formalism mecanic al dreptului. Deci vedem că
probabil între cele două idei, ideea noastră de pozitivism, de a sta foarte apropiați de litera, de litera regii, de ceea ce numim și ne facem o mândrie din rigoarea legii, și aceea de a fi văzuți din exterior de școlile de drept ca mai degrabă ca o cultură a formalismului, foarte atașați exclusiv de o tehnică a dreptului și nu de o gândire asupra dreptului, este o anumită distanță. Cu acest tip de conferințe noi încercăm să micșorăm această distanță și să redeschidem dreptul așa cum este el astăzi, să-l redeschidem în contextul în care el funcționează. Trebuie să spun în același timp că de la aceste idei de că lucrurile acestea nu sunt generale, pentru că Luca Bercea va discuta despre aceste lucruri. Important este că în acest drum între tot ce poate fi spus că este un formalism și dreptul în context stau foarte multe dezvoltări, în special ale dreptului european și dreptului internațional contemporan. Știm foarte bine astăzi că nu se mai poate vorbi despre un drept pur național, pentru că legislația noastră este dominată de legislația europeană. Și atunci, dacă legislația noastră este dominată de cea europeană, cum abordăm acest drept? Este foarte interesant că la nivel internațional, dreptul european a fost creat. Deci cei care au creat dreptul european, care au creat studiul dreptului european mai degrabă, deci profesorii care au creat, au fost în mare parte legați de dreptul comparat. Mă refer aici la Mario Cappelletti și mă refer la cartea pe care Mario Cappelletti a scris-o împreună cu Joseph Weiler, Integration Through Law, Europe and America, în 1986, carte care a marcat apariția domeniului dreptului european, care până atunci era mai mult sau mai puțin considerat ca fiind o ramură a dreptului internațional și pentru unii. Deci vedem această convergență între dreptul comparat și dreptul european, pe care am remarcat-o și la studiile pe care le face doamna Raluca Bercea, pentru că și dânsa este specialistă în drept european și în drept comparat, și care apoi a stat la întreaga școală de drept în context creată în jurul profesorului Joseph Weiler, care este un discipol al lui Cappelletti și care a fost foarte mult și care abordează dreptul în context. Ce înseamnă acest drept în context? Dacă este să mergem într-o istoria dreptului, cu siguranță că dreptul în context este mai aproape de o sociologie a dreptului, dar nu numai de o sociologie a dreptului. Și aici avem autorii foarte, foarte importanți al sociologiei dreptului, care vorbesc despre acest drept într-o structură stratificată globală, cum ar fi Boaventura de Sousa Santos, foarte puțin cunoscut în România, foarte mult cunoscut în străinătate, care a făcut un studiu foarte aproape de antropologie. Dar avem în același timp reîntoarcerea de la această abordare, să spunem, mai degrabă sociologică a dreptului la o abordare, la un tip de pozitivism, dar un pozitivism mult mai complicat. Pozitivismul lui Nicholas Luhmann, al dreptului autopoetic, al creării unui sistem care este în legătură cu un sistem binar la rândul lui și care se reîntoarce pentru a păstra coerența dreptului. Deci vedem că autori ca Nicholas Luhmann și Toibner, deși sunt autori care
pornesc de la o imagine a dreptului global, nu depășesc, nu schimbă partea pozitivistă, ci îi dau o această abordare mult mai complexă și complexizată. Deci este un, nu înseamnă că ne abatem de la rigoarea dreptului. O să mă opresc deocamdată aici și dau cuvântul doamnei profesor Aluca Bercea, care m-am gândit să lucrez în acest proiect pe care l-am de mult, pentru că preocupările noastre sunt foarte convergente. Am constatat cu surprindere la început, apoi a avut o anumită explicație, având în vedere că face parte din, să spunem, școala de la Timișoara și discipolul domnul profesor Valentin Constantin, și îmi face foarte mare plăcere să lucrez cu această facultate pe care azi o sărbătorim la 30 de ani, și care facultatea mea, Facultatea de Științe Politice, colaborează la acest proiect. Vă rog, doamna profesor. Bună ziua! Îi mulțumesc doamnei profesor Iulia Motoc pentru inițiativa acestui ciclu de conferințe, care, așa cum spunea, marchează aniversarea de 30 de ani de existența Facultății de Drept din Timișoara. Îi mulțumesc domnului Eugen Ciurtin pentru disponibilitatea de a deschide această serie cu o temă atât de incitantă. Și mulțumesc lui Andrei Săvescu și site-ului juridice pentru găzduire. Facultatea de Drept din Timișoara are o relație mai mult decât strânsă cu juridice și iată, vom avea un ciclu de conferințe lunare găzduite de acest site. Aș face la rândul meu poate câteva observații despre context, despre contextele dreptului, despre modul în care acestea sunt înțelese de juriști. Legându-mă de ce a spus doamna profesor Iulia Motoc, dreptul în context e în mod evident în primul rând o mișcare intelectuală, o mișcare al cărei scop este să plaseze dreptul și să-i ofere explicații juridice în funcție de contextele sale. Contextul fiind, cred, înțeles de juriști la modul cel mai simplu ca un fel de cadru care ar înconjura evenimentele juridice, normele juridice și care poate să furnizeze elemente pentru interpretarea lor. Atunci când vorbesc de cadru, vorbesc în sensul cel mai propriu, pentru că pentru juriști contextul, cred că e văzut în primul rând ca înconjurând dreptul, înconjurând textul juridic, înconjurând fenomenul juridic. Și deși juriștii acceptă că există un context, un context cultural al dreptului, termenul e privit mai degrabă cu reticență. Sintagma e privită mai degrabă cu reticență și ideea de context explicativ e privită cu reticență. Doamna profesor făcea referire la pozitivism și la formalismul pe care juriștii și-l asumă cu un fel de mândrie. Ține, cred, de această logică și de logica sistemului nomotetic de drept. Sistemul nostru de drept face parte dintr-o tradiție nomotetică, prezumția că normele juridice sunt autosuficiente. În rarele cazuri în care juriștii admit că e nevoie de o interpretare a normei juridice, ei văd această interpretare ca fiind la rândul ei o interpretare strict juridică și formalizează metode de interpretare cu care studenții de la drept sunt încă din anul întâi inițiați, în legătură cu care ei sunt inițiați, pentru că normele sunt autosuficiente, iar suplimentul de interpretare când e necesar e la rândul lui juridic, ca să conserve ansamblul dreptului, care e mai degrabă inert, care e rigid. De aceea contextele ca unelte de interpretare sunt mai degrabă niște elemente iritante, niște elemente care ar putea să destabilizeze un sistem mai degrabă conservator. Pe de altă parte, am remarcat că juriștii din România, care deci acceptă existența acestui context cultural explicativ, se gândesc la contextul cultural, la cultura juridică, ca la un fel de conglomerat. Dar, de fapt, această cultură care poate să explice dreptul și în legătură cu care dreptul este pus în această mișcare de drept în context, cultura e, de fapt, un termen polimorf, care poate să ascundă și să mobilizeze elemente istorice, economice, sociale, antropologice, tehnologice, iată, vorbim de inteligență artificială în ultima vreme,
într-o măsură diferită, în cadrul diverselor explicații, ele pot fi conjugate sau pot să fie preponderente unele sau altele în legătură cu una sau alta dintre norme. În legătură cu aceste contexte, cred că există în cadrul dreptului între juriști câteva puncte de consens în acest moment. Dacă adoptăm o perspectivă contextuală, dacă privim dreptul în context, în mod evident ne îndepărtăm de la perspectiva black letter law și în mod evident vom avea o dimensiune expozitivă a demersului nostru mult mai redusă decât cea pe care am întâlnit-o în perspectiva lui black letter law. Dimpotrivă, am avea o perspectivă care e în bună parte o perspectivă explicativă și care este fundamental de asemenea o perspectivă critică. E nevoie de explicație dacă ne folosim de contexte și dacă privim dreptul în context, pentru că juriștii care adoptă această perspectivă văd norma juridică ca pe un fel de vehicul cultural, îl văd ca pe un semn, dacă vreți ca pe vârful unui iceberg pe care interpretul va trebui să-l decripteze. Privim pagina codului civil, vedem la suprafață o serie de cuvinte cărora juristul, care deja e un interpret situat într-un context personal, trebuie să-i dea un sens, dar cumva în perspectivă deridiană, golurile dintre aceste cuvinte, spațiile albe, ascund dedesubtul normei juridice, dedesubtul paginii, un ansamblu întreg, cultural în sens larg, dar care poate fi format, cum spuneam, din elemente economice, politice, antropologice, sociale și așa mai departe, care dau sens normei și care sunt în egală măsură importante, cum sunt importante cuvintele pe care le vedem pe pagina codului. Această dimensiune contextuală, culturală, este consubstanțială normei. Avem nevoie de o explicație pentru ca ea să devină relevantă, pentru ca să o înțelegem, pentru ca să o vedem, dar ea face parte din norma respectivă. Pe de altă parte, cred că e important să spunem că de multe ori există contexte care nu sunt doar contexte explicative, ci sunt contexte care legitimează norma juridică. Astăzi avem, de exemplu, o prelegere care face legătura între budism și dreptul internațional. Există în mod evident tradiții juridice în care dimensiunea religioasă e o dimensiune care legitimează un text care altfel este un text juridic. Și cred că de asemenea e important să observăm că avem de-a face cu porozități diferite ale diferitelor tipuri de norme. Că există domenii care sunt mai poroase, care sunt mai deschise către explicațiile contextuale și care își lasă mai ușor pătrunsă dimensiunea non-juridică, dacă vrem, și că există de asemenea domenii care sunt mai puțin poroase. Există de asemenea perspective explicative, contexte care au eficiențe diferite, ceea ce cred că explică de ce într-o anumită perioadă o mișcare cum e, de exemplu, Law and Economics a avut mai mult succes decât o încercare de a explica dreptul cu ajutorul literaturii sau de ce putem vorbi în unele ipoteze de o adevărată sociologie juridică și în altele doar de elemente de analiză sociologică aplicate la drept. Și firește, toată problematica interdisciplinarității, a transdisciplinarității, întrebările cu privire la rolul pe care dreptul poate să-l joace în explicația contextelor sale, sunt deschise și pot să fie puse pe masă în funcție de unul sau altul dintre domeniile juridice pe care le avem în vedere. În fine, aș vrea doar să insist poate pentru un minut sau câteva minute asupra domeniului dreptului comparat, asupra teoriei comparației, pentru că domeniul dreptului comparat e un domeniu în care contextul a devenit dintr-o periferie, explicația contextuală a devenit dintr-o periferie un model care cred că tinde să devină astăzi dominant. Vorbim de un mod de a face drept comparat, de o metodă, între ghilimele, culturalistă, de o perspectivă culturalistă asupra comparației juridice, în momentul în care metoda tradițională, care era o metodă funcționalistă, și-a dovedit limitele. În momentul în care presupoziția de similitudine pe care această metodă funcționalistă se baza a fost abandonată. În momentul în care
comparatiștii nu au mai insistat asupra diviziunii nete între subiect și obiect, între în credința în raționalitate, în posibilitatea unei analize neutre pe care să o facă comparatistul unui drept străin, și în momentul în care preferințele postmoderne pentru diferență, pluralism, narațiuni locale au devenit importante în dreptul comparat, perspectiva s-a schimbat. Când dreptul comparat s-a focalizat pe diferență și a renunțat la similitudine, în mod evident am avut o erupție a explicației contextuale, culturale, pentru că diferențele între sistemele juridice n-au putut, între norme n-au putut să fie explicate cu ajutorul elementului strict juridic. Dreptul nu se explică pe sine. Instituțiile juridice poate că sunt autosuficiente, avem o ficțiune din aceasta, dar explicativ ele nu funcționează unele pentru altele. Și atunci dreptul comparat, ca să justifice diferența și să o explice, a descoperit contextul. Cred că putem să discutăm subiectul pe care ni l-am propus astăzi deschizând două întrebări în acest cadru. În ce măsură dreptul internațional este poros? Cât de poros este el? Cât de deschis este el către context? Și pe de altă parte, cât de utilă poate să fie o explicație care vine din sfera istoriei religiilor pentru a explica acest context al dreptului internațional? Și mă grăbesc să îl invit pe domnul Eugen Ciurtin să își prezinte conferința. Sunt sigură că vor fi multe puncte interesante și sper să avem răspunsuri măcar parțiale la aceste două întrebări. Vă mulțumesc! Bună seara! Mulțumesc în primul rând doamnelor profesoare Iulia Motoc și Raluca Bercea pentru această invitație care mă onorează, pentru că nu deseori se întâmplă să poți ieși la limita specializării tale pentru a intra într-un dialog cu specialiști din cu totul alt câmp de cercetare și de practică, așa cum sunt juriștii, așa cum este lumea dreptului, care are totuși intersecții fundamentale cu istoria generală și comparată a religiilor. O să încerc astăzi, foarte pe scurt, deși pritocind un pic ceea ce doresc să vă expun astăzi, mi-am dat seama că ar putea constitui subiectul unui curs, chiar al unui curs de an, foarte pe scurt, în circa 30 de minute, să vă expun câteva din trăsăturile pe care le consider principale din literatura studiilor asiatice preocupate cu lumea antică, medievală, modernă și contemporană a Indiei și apoi a întregii Asii, devenită budistă foarte devreme și rămasă pentru foarte multă vreme astfel. Voi încerca așadar să pornesc de la un exemplu pe care îl consider fundamental ca litigiu în dreptul internațional, având o extracție perfectă budistă, apoi să fac o incursiune în bazele, în fundamentele istorice și interpretative ale lumii juridice de extracție budistă indiană, așa cum a cucerit ea acum două milenii și mai bine, a început să cucerească întreaga Asie, și apoi să mă retrag spre alte exemple contemporane care sper să nască și un dialog cu domniile voastre. Exemplu litigios suprem pe care aș vrea să vi-l prezint este, poate ați ghicit deja, cazul contemporan, stringent, al lui Dalai Lama. E vorba poate de cel mai cunoscut transmigrator din lumea de astăzi, pentru că avem de-a face în persoana sa, extrem de bine mediatizată internațional, cu un lider religios al unei comunități internaționale de budiști tibetani și nu exclusiv tibetani. Budismul tibetan este foarte prezent, de pildă,
de mai bine de jumătate de secol în, în Occidentul Largit și mai ales în Statele Unite ale Americii, un lider religios care prezintă o montură religioasă, culturală și juridică perfect diferită de universalizarea dreptului de extracție creștină, occidentală, ulterior prin toate epocile coloniale, globalizată, și care la intersecția mai multor sisteme juridice produce o sincopă perfectă, pentru că spre deosebire de cei care încearcă să stabilească statutul juridic al acestui protagonist, acestui lider religios, ceea ce este flagrant contradictoriu este statutul pe care mai multe tipuri de civilizații, cea chineză comunistă contemporană, cea indiană secularizată contemporană și cea juridică universalizantă americană, eu acordă atât în privința succesiunii sale, Dalai Lama fiind un nume care exprimă o poziție a transmigrării și care își revendică dreptul de a se identifica cu un viitor transmigrator, astfel că s-a produs un litigiu internațional de drept internațional serios în ultimii ani, de care poate publicul românesc știe mai puțin. Înainte de Olimpiada care a avut loc la Beijing în 2008, reprezentanții principali ai Partidului Comunist Chinez au emis un regulament care ulterior a fost transformat într-o lege a Chinei populare, comuniste, care după ce a anexat, începând cu 1950, dar mai ales cu 1959, întreg platoul tibetan și astfel a eliminat de pe harta internațională Tibetul, anexându-l ca regiune autonomă, din ce în ce mai puțin autonomă de altfel, a Chinei comuniste, a elaborat această lege cu privire la regulamentul comunist, secular, ateu, post-ateu, i-am putea spune, al transmigrării. Întrucât Dalai Lama este un titlu generic acordat celui mai înalt dintr-o înaltă societate de transmigratori, așa cum este întreg aparatul, să-i spunem, ecleziastic al budismului tibetan, își revendică dreptul de a stabili cu instrumente religioase ale budiștilor tibetani, atât din platoul tibetan cât și din exil, în India sau în occidenturile mai extreme. Dificultatea ca un personaj octogenar să își găsească, după aceleași principii care au călăuzit budismul tibetan în ultima jumătate de mileniu, un succesor, a fost cu anticipație blocată această revendicare de către oficialii chinezi. Lucrul s-a întâmplat în 2007 pentru prima dată. În 2017, legea chineză a declarat că orice, nu numai posibilitatea ca după moartea actualului Dalai Lama autoritățile religioase tibetane să găsească cu aceleași instrumente tradiționale un succesor, acest lucru nu se va mai întâmpla decât sub stricta supraveghere a unui birou al transmigraților, un nume aproape suprarealist care pare desprins dintr-o literatură de realism magic, numai că acest lucru există la Beijing. Și din 2017 există ofițeri, administratori ai diferitelor transmigrări care asigură reproducerea ecleziastică a întregii arhitecturi religioase a budiștilor tibetani, care fac incursiuni birocratice, în cele mai nebirocratice, am putea spune, dar vom vedea
de unde provin aceste idei, în lumea tibetanilor pe care China îi supune. Evident că imposibilitatea ca această instituție budistă a transmigrării de a mai fi gerată exclusiv de către autorități religioase într-un stat care putea fi considerat înainte de 1959 ca teocratic, a născut controverse internaționale. Controverse foarte bine reprezentate de, pe partea cealaltă a planetei, de o rezoluție care a trecut cu unanimitate a Senatului american, un an după ce legea chineză de control al transmigrațiilor tibetane a apărut. Și Senatul american a luat poziție cu privire la necesitatea ca în cazul dezbaterilor internaționale de drept, poziția prezentului Dalai Lama să permită cu o libertate maximă un succesor care să nu depină un al 15-lea Dalai Lama, care să nu fie cumva șicanat de legislația chineză. Care în traducerea din rezoluția Senatului Statelor Unite este citată, tradusă din chineză, această lege din 2017, care ar require all Tibetan Buddhist leaders to obtain the approval of the government of People's Republic of China in order to reincarnate. Este o frază care este stupefiantă pentru istoricii religiilor, dar sper că are un pedigree de scandal suficient și pentru cei care se preocupă de dreptul internațional, întrucât ceea ce surprinde această simplă frază este un conflict între contexte juridice atât de diferite pe cât liberalismul clasic al sistemului juridic american, care încearcă să arbitreze într-o formă de spațiu juridic și de legislație religioasă, cum este cea a budiștilor tibetani, versus nu numai secularismul sau ateismul de stat al Chinei contemporane, dar chiar mai departe de atât, un fel de post-ateism care în materie de libertate religioasă, așa cum știm, a sufocat pur și simplu în contexte care pot fi definite ca genocid civilizația budistă tibetană contemporană. Dar de unde vine această profilare a liderului budist tibetan contemporan, a lui Dalai Lama, din ce contexte de drept asiatic se revendică liderul tibetan contemporan. Ceea ce noi cu toții înțelegem astăzi printr-un sistem juridic este victoria unui model elaborat cu precădere în Europa Occidentală, care în foarte multe contexte, inclusiv în cele care presupun trăsături de identitate ale continentului european, se revendică la rândul său de la dreptul roman. Putem cu adevărat vorbi de o genetică simultană, benefică și păstrată în actualitate a principiilor de drept la care se recurge, inclusiv prin conservarea statutului limbii latine în care acele coduri au fost elaborate. Prin urmare, avem un mare exemplu juridic de antichitate a dreptului, care își are strănepoți în sistemul juridic european contemporan unificat, precum și în diferite varietăți de drept, atât cât pot să-mi dau seama dinspre sursele istorice pe care le studiez,
în alte contexte, în alte contexte mondiale. Acest sistem în ultima jumătate de mileniu a fost exportat, indiferent dacă modul în care s-a făcut acest lucru a fost agreabil sau a fost armat și decimator, pretutindeni, și dacă vorbim de o înțelegere globală între entități care provin din toate culturile lumii astăzi, este pentru că rudimente din acest drept roman, ulterior din codul napoleonian și apoi din întreaga activitate colonială a fostelor imperii, a ajuns să fie termenul comun cu care s-au putut face, de pildă, cu care se pot face tranzacții economice, cu care se poate tranzacționa libertatea și limitele ei între națiuni, între ansambluri federative, între societăți mai mult sau mai puțin reglementate juridic. Dar această, ce-i spunem, victoria unui tip de cod juridic occidental care a fost împins în toate zările odată cu epoca colonială, nu ar trebui să ne scutească de la observa că restul pământenilor nu au trăit în afara ideii de dreptate sau în afara ideii de normare, administrare, gerare a dreptății prin legi în alte zone ale pământului. Există o versiune de om, cum e necesar să repetăm, care nu este nici omul care coincide cu omul occidental, eventual secularizat, în a cărui genealogie ne înscriem cu proiectul federativ european. Și în același timp avem de învățat, tocmai pentru că însăși istoria colonială a Europei a produs aceste exemple, avem de învățat cum anume, înainte de întâlnirea cu aceste modele exportate colonial, s-au gospodărit, din punct de vedere juridic, societățile care au și continuități culturale dinspre antichitate spre modernitatea colonială, continuități perfecte. Ceea ce nu au Americile, nu are Africa, nu are Australia. În schimb, Asia este plină, nu doar pentru că există codul lui Hammurabi și nu doar pentru că primele exemple ale scrisului în Orientul Mijlociu sunt asociate idei de exprimare a dreptății, de legiferare și de administrare a ei. India antică este un exemplu copleșitor din acest punct de vedere. Și am să vă prezint pe scurt ce cred că trebuie să facă parte cumva din cultura imediată a unui ins contemporan, pentru că studiile asiatice, cum sunt studiile budiste, cum este indianistica, nu sunt discipline care studiază niște antichități oarecare plasate în calitatea lor de breloc la memoria dominantă a unui occident triumfător care ecarisează orice alte exemple de umanitate. Dimpotrivă, invitația dumneavoastră îmi permite să vă semnalez că numai în acest secol, în studiile de indianistică și în studiile budiste comparate, există un progres extraordinar făcut cu privire la cele mai vechi coduri juridice pe care le-a înregistrat India antică și apoi, prin extensie, un mileniu, mileniu și jumătate mai târziu, întreaga Asie devenită budistă. Și devenită budistă nu prin războaie, devenită pacific budistă. Singularitatea istoriei indiene a budismului, una din ele este și aceea că în chiar scrierile canonice fundaționale la originea budismului există o preocupare pentru a formula regulamente, legi și a gospodări ceea ce este comunitatea monastică inițială.
dacă trebuie imediat pomenit că baza scripturară a budismului indian se compune din trei mari biblioteci, le-am putea spune, sunt mult mai corpolente decât Noul Testament, de pildă, ca volum textual. Din trei biblioteci, din trei coșuri, pentru că un ansamblu de împletituri adăposteau aceste trei secțiuni ale scrierilor clasice budiste, dintre care primul este Sutra în sanscrită sau Sutta în Pali, Pitaka, acest coș, acest ansamblu, acest raft de bibliotecă, iar al doilea este Vinaya, este codul monastic. Este o literatură religioasă, profund juridică, elaborată în urma unei cazuistici pe care o oferă contemporanii lui Buddha. Ei sunt izvor de drept. Există o întâmplare care trebuie normată și diferiți protodiscipoli vin la Buddha și la mari discipoli, să le spunem foarte aproximativ, apostoli, în primul secol al budismului, undeva în secolele 5-4 ante, deci acum aproape 2 milenii și jumătate. Există o recomandare ca să se procedeze așa și nu altfel, de pildă cum istoria budismului este generată în bazinul gangetic, climă musonică. Există cele 3 luni de retreat, care e originea tuturor retreaturilor, inclusiv din societățile occidentale contemporane, europene, nord-americane, unde traiul în comun, nașterea mănăstirii, a ansamblului monastic, unde există și o educație religioasă, dar mult dincolo de religioasă, există nașterea universității în India antică ca expresie a conviețuirii sub preceptele budiste, cu studenți veniți din toată Asia, mult înainte de Oxford și mult înainte de Bologna, unde se studiază, dar e mai mult decât se studiază, se aprofundează, se comentează și se dă naștere la un model de stat pe baza unor precepte juridice prin acest cod Vinaya Pitaka. Faptul că primele două secțiuni ale canonului budist sunt pe de o parte narrative și doctrinare și pe de altă parte profund juridice, mergând până la a soluționa cu anticipație toate cazurile de viață asociată monastic, apoi urban în general și apoi la nivelul unui model de stat budist, a predispus la o gândire juridică prezentă în toate contextele expansiunii budismului. Noi cunoaștem din aceste prime secole budiste, cunoaștem o versiune completă, sunt 18 școli inițiale din primele secole, din care au supraviețuit 6 forme diferite de coduri juridice monastice, budismul fiind prima religie universalistă care avea să dea un sens asiatic Asiei, așa cum repetă cei mai înțelepți dintre indianiști din generația de astăzi, pe baza unei literaturi juridice care funcționează, de pildă, în Pali, unul din cele 6 corpusuri juridice păstrate și studiate din ce în ce mai profitabil în generația actuală de asiatiști și de indianiști. Există o poveste, o narațiune care încadrează emiterea unei reguli, Vastu în sanscrită sau Vatu în Pali. Există apoi stabilirea regulii de către Buddha însuși sau de către unul dintre discipolii principali sau de către liderii ai unei comunități monastice ulterior, Panyati. Există amendamente la această regulă, anum Panyati. Există o analiză cuvânt cu cuvânt, este marea specialitate gramatică a culturii indiene antice, care include cazuistica înregistrată, codurile juridice antice ale budismului, ansamblul acestor Vinaya,
sunt ele însele viața de zi cu zi în India antică. Nici nu, nici se poate face direct o antologie, o enciclopedie, numai parcurgând aceste foarte voluminoase ansambluri de legi inițial, de legi monastice. Pe lângă exprimarea acestor cazuri întâlnite, de pildă cum interdicția monahilor de a corpului monastic budist, care trebuie neapărat spus, este atât masculin cât și feminin. Avem monași și monahii, budismul fiind prima religie care instaurează comunitățile monastice feminine în India antică și oricând în lume. Avem și situații ipotetice. Cu alte cuvinte, există un germene interpretativ juridic budist care tinde să normeze posibilul, nu doar actualul. Iar aceasta străbate ca intenție sistematică elaborarea acestor vinaia, acestor corpusuri de legi monastice. Evident că chiar și numai în India antică, în secolele 4-3-2 ante, budismul era în concurență cu alte modele religioase, în primul rând cu mai vechea religie vedică, brahmanică, ulterior devenită hinduistă, hinduismul majoritar astăzi în India. Însă în secolul 3 ante, la jumătatea lui chiar, a existat, pentru a vă da un, poate că exemplu cel mai copleșitor de contrapondere la marea lecție juridică a romanilor, a existat un principe, ulterior monarh, convertit la budism în zorii unei bătălii, în zorii de după o bătălie în care a traversat câmpuri de zeci și zeci de mii de morți și a ajuns să-și spună că aceasta nu e o cale, că nu aceasta este calea, că nu războiul cu acest grad de sângeros, cu închipuiți-vă după unele surse peste 100.000 de morți pe un câmp de bătălie în estul Indiei, la sud de Calcuta, cucerirea Indiei de către acest Asoka sau Ashoka, a prilejuit primul cod juridic înscris în piatră prin edicte plasate pretutindeni în spațiul subcontinentului indian și totodată prima încercare de a dialoga cu restul lumii cunoscute, a lumii vechi, adică cu ceea ce era tradițional Occidentul grecesc, elenistic, roman și chiar, ceea ce trebuie întotdeauna subliniat, cu Orientul apropiat precreștin. În ce mod? Aceste edicte pe care Ashoka le pune în piatră de-a lungul și de-a latul subcontinentului indian actual, unificând sub un standard budist întreaga Indie, cu acel capitel al lui Ashoka pe care îl vedem astăzi pe steagul Republicii Indiene, mesajul comparativ pe care îl face deja spre anul 240 ante este de a anunța că legea perfect așteptată de-a lungul și de-a latul Indiei devenită budistă este Dharma și că Dharma este generoasă, benevolentă, plină de compasiune. Există principii precum interdicția de a ucide inclusiv animale. Ashoka este printre primii care legislează că trebuie, este chiar primul în India și în lume de a face spitale pentru animale. Are jurisdicții, are agenți juridici care se duc din oraș în oraș și din sat în sat ca să supravegheze ceea ce scrie în piatră de-a lungul Indiei. Și spre anul 232, când moare, trimite acest protocol
budist al Indiei spre Afganistan și spre Siria, descoperind în preajma celui de-al doilea război mondial savanții indianiști versiuni bilingve ale edictelor scrise în prakrit în secolul III în India, versiuni care sunt în aramaică, inclusiv în aramaică și în greacă. Prin urmare, există o intenție de a spune că așa cum Imperiul Roman, un pic mai vast decât Imperiul lui Ashoka, produce o omogenizare juridică și administrativă a întregului său teritoriu, acest lucru s-a întâmplat în același timp și nu înțeleg de ce lucrul acesta e foarte puțin în manualele noastre, de vreme ce mențiunile la Imperiul Roman sunt în toate manualele indiene, cel puțin cele pe care le-am putut vedea. Există acest mesaj până la urmă că o civilizație alternativă celei europene funcționează după necesități cu totul și cu totul speciale, alternative care sunt absorbite exact în descoperirea pe care Occidentul a făcut-o a acestor culturi extra-europene. Iar din acest dialog s-a născut în fond și istoria religiilor. Multă vreme, felul în care au înțeles alte tradiții decât cea creștină, autorii creștini de diferite obediențe ai Occidentului european, al Occidentului european în primul rând, s-a petrecut inclusiv până a acorda un statut de legislator acestor lideri religioși pe care îi descoperea în alte continente și în alte contexte istorice, culturale, lingvistice. Nu este întâmplător că întreg efortul colonial, de pildă al Imperiului Britanic în India, dar nu numai, a fost și al primelor generații de indianiști, a fost punctat de mari juriști care au plecat în India pentru a armoniza, cum a fost cazul lui William Jones, inventatorul metodei comparative și descoperitorul limbilor indo-europene la sfârșitul secolului XVIII, care era un jurist și un judecător al curții din Calcuta, care a stat seară de seară împreună cu învățații indieni, cu sanscritiștii tradiționale ai Bengalului, ca să traducă codurile hinduse, hinduiste și pentru a le armoniza cu dreptul cu care venea colonul englez. La fel s-a întâmplat în Sri Lanka și în India de Sud cu Thomas William Rice Davies, care este fondatorul studiilor de istoria budismului indian în expresia lui Pali, în limbă în care s-a păstrat cel mai complet un cod juridic Vinaya, împreună cu comentariile sale, împreună cu toate adițiile pe care le-au adus post-canonic diferitele comunități Pali de budism Theravada, al celor vechi, care astăzi sunt foarte prezente în Asia de Sud, atât în Sri Lanka cât în Asia de Sud-Est, aproape în întregime fiind țări unde majoritar istoric și contemporan este budismul Theravada. Evident că fiecare context cultural și politic, de altfel modern și contemporan, care încearcă să intre într-un dialog de drept internațional dinspre aceste comunități budiste, va avea câteva trăsături, cum este de pildă interdicția indiană și ulterior asiatică, pan-asiatică a pedepsei cu moartea, pentru că într-un context transmigrator, așa cum este din capul locului budismul indian, cu alte cuvinte, statutul ființei umane, a persoanei, nu este determinat exclusiv de o unică naștere și o unică moarte, este
o succesiune, un string de existențe succesive bazate pe malaxorul inscrutabil al transmigrării, ceea ce produce efecte juridice dintre cele mai neașteptate. Ca să închei, aș vrea să vă semnalez, aș vrea să mă instruiesc cu ceea ce mi-ați putea dumneavoastră dezvălui cu privire la o enigmă ca istorie intelectuală contemporană a unor sisteme juridice comparate. Mă refer la pedepsele care depășesc durata unei singure vieți. Deși avem un caz care este și cel mai amețitor, în Thailanda, în 1989, pedeapsă cumulată în cadrul sistemului juridic al monarhiei Thai, o pedeapsă cumulată de 141.675 de ani. Aici putem înțelege, pentru că este un context budist, putem înțelege cum a cumula pedepse în cazul unei culpe atât de abisale poate placa ideea de transmigrație. Dar ce facem cu exemple care provin din cu totul alt context juridic și pentru care nu am găsit niciun fel de explicație concludentă, ce înseamnă că în Statele Unite, în 1995, cineva a primit 162 de vieți pedeapsă cumulată, life sentences, 162. Există în 2003 48 de vieți plus 480 de ani. Este absolut inconcludent ce se așteaptă de la cei 480 de ani, să fie o singură viață, să fie o fracție dintr-o viață. Nu puteau fi subsumați numărării unei mari cantități de vieți. Cum anume, cu alte cuvinte, un sistem juridic care n-are cum decât să absoarbă condițiile sale de posibilitate, care la început au fost și religioase, adică să creadă într-o singură existență sau să creadă în multiple existențe, cum anume ajunge să gestioneze aceste expresii incredibile. În Turcia, de pildă, mai clinic numărată, o pedeapsă a cuprins 334 de ani, 7 luni și 10 zile. Asta în 2013. Nu înseamnă oare că și dacă montura unui sistem juridic este monoteistă și exclude din start foarte acerb, conform unei doctrine patristice elaborate și răselaborate în primele secole creștine, exclude ideea de transmigrație, cum anume pot pedepsi eu un ins muritor contemporan cu sute de vieți? Ce înseamnă de fapt instinctul și expresia juridică acestei multitudini de vieți, câtă vreme mie îmi lipsește complet contextul transmigrator? Vă mulțumesc! Vă mulțumesc mult pentru prelegerea extraordinară și acum avem două întrebări. În primul rând, de la cei care ne ascultă. Cred că prima întrebare a fost afișată deja. Dreptul și libertăților, întreabă domnul Cristian Caba, dreptul presupune libertăți, dar și condiții. Spus mai simplist, mod cu putință în acest context, cât de necondiționat este budismul? Pardon, în afara faptului că necondiționale este idealul, decondiționale este idealul budist și ea are expresia greu de înțeles, dar foarte cunoscută ca formulă, un cuvânt care a intrat în toate limbile, nirvana, parinirvana, mahaparinirvana. Condiționarea este o mare temă a întregii gândiri budiste, fie că este exprimată în marea poezie standardizată a marilor autori budiști, cum este Ashva Ghosha, care scrie o biografie a lui Buddha. Totul este condiționat. Nu numai că totul este condiționat, teoria cauzală principală a gândirii budiste este
este tocmai interdependența tuturor fenomenelor. Prin urmare, acest principiu care este descris odată cu trezirea lui Buddha undeva în mijlocul câmpiei gangetice la vârsta de 35 de ani, a vedea că întreaga țesătură a samsarei, a transmigrației, este o coproducere condiționată, este această interconectivitate completă a tuturor fenomenelor, evident că naște o imagine extrem de precară a libertăților pe care personajul religios budist și le poate acorda. Tocmai de aceea o practică ascetică și nașterea unui ordin monahal sunt soluțiile pe care gândirea budistă inițială a primelor 2-3 secole până la stabilizarea scripturilor, a scrierilor canonice, o recomandă. Este foarte iluzorie libertatea înțeleasă într-un sens modern, globalizat, de extracție până la urmă creștină, fie preponderent catolică, fie preponderent protestantă. Cea care de altfel a și irigat întâlnirea dintre culturile occidentale și universul religios și cultural indian. Budismul nu este deloc necondiționat. Este termenul spre care aspiră, este limanul spre care se îndreaptă. Dar condiționarea este o condiționare atât de limpede încât recomandările atât pentru monahi, pentru ca să spun așa, pentru personalul religios care a făcut voturile de convertire sub forma unui monah sau unei monahii, sunt și recomandări aplicate legăturii dintre comunitatea monastică și restul lumii, pentru că este o interdependență teribilă, atât de pildă în felul în care este primită o ofrandă sau o donație de către o mănăstire, cum se acumulează sau se pierd merite religioase care exprimă traseul karmic transmigrator al indivizilor care sunt doar aderenți laici la instituțiile budiste. Prin urmare, aceste coduri monastice, în traducerile cele mai vechi, cea lui Rhys Davids și al lui Leon Fair, sunt cele mai recomandabile, le veți găsi cu ușurință. Ceea ce descrie acest vast corpus tradus de vreme în Gandhari, apoi în sanscrită, apoi în chineza clasică și apoi în tibetană, în zeci, în sute de volume, acest Vinaya descrie tocmai condiționarea. Iar condiționarea este atât de mare încât reglementările de acuitate cu privire la cum ne ducem viețile merg în gândirea budistă până la a spune că trebuie să fim conștienți atunci când mergem, că mergem, când suntem așezați, că suntem așezați. Merge până și mai departe, că atunci când dormim să fim conștienți că dormim. Această acuitate a întregului eșafodaj al lumii, care provine dintr-o gândire în fond tipic ascetică, recomandă din potrivă nu o libertate decondiționată vagă, ci asumarea acestei foarte dificile țesături interconectate a lumii. Mulțumesc mult pentru răspuns. O să revin acum gazda noastră primitoare, domnul Andrei Săvescu. Mă întreabă, Buddha, nimeni nu se întoarce dintr-o călătorie lungă aceeași persoană care a fost înainte? Întrebare. Având în vedere că în antichitate civilizațiile occidentale și orientale nu erau în conflict pentru că nu interacționau, astăzi sunt, astăzi da, spune el. E o întrebare foarte vastă. Este foarte vastă, dar m-aș grăbi să spun că au fost în conflict de la început.
Iar în română noi știm asta prin acea compilație medievală tradusă în sfârșit și în română, numită Alexandria, unde puteam afla despre elefanții lui Porus, împărat, care apărau Indusul, nu? Conflictul Alexandru Macedon, vrând să cucerească lumea, o ia evident spre răsărit și vrea să cucerească India, se potmolește în rațiuni irezumabile, dar ce este clar este că conflictul prezidează expansiunea europeană încă din expresiile antice. Da, au fost în conflict, dar nu au fost numai în conflict, asta este cu certitudine adevărat. Dacă e vorba de a adopta un singur model și de a avea o civilizație care să aibă un singur promotor, cum s-a întâmplat de câteva ori în istoria umanității, da, putem spune că acest conflict a decis configurația Asiei în ochii europenilor. Lucrul acesta nu s-a întâmplat în felul în care a evoluat expansiunea budismului în Asia Centrală și apoi de-a lungul drumului mătăsii. Este o diferență totuși mult prea mare între tehnicile de pildă de a converti ale creștinismului occidental și ale islamului, aș adăuga, față de expansiunea budismului, care a fost în primul rând o expansiune pacifică și care s-a pașnică și care s-a întâmplat mai ales prin filieră urbană, grație acestor meserii liberale, care sunt medicul și diferitele forme de antreprenoriat. Faptul că au existat încă de la început convertiri în sistemul general al castelor, pentru că, spre deosebire de brahmanism, spre deosebire de religia vedică, nu este nimic blocat în libertatea budistă, oricine poate veni indiferent de situația sa socială, de aceasta mesajul este universal în ansamblu Indiei antice. Acest principiu cu care debutează istoria budismului indian a permis ca spectrul social și cultural al budismului indian, dar apoi panasiatic, să aflueze straturi sociale dintre cele mai diverse, chiar dacă există și exemplu similar cu al creștinismului, cu convertiri în masă grație convertirii unui lider politic zonal. Nu știu dacă răspunsul a fost neapărat. Mulțumesc mult, extrem de interesantă toată prezentarea, într-adevăr ar necesita o serie întreagă de conferințe, un curs. Știm foarte bine și chiar discutam ieri cu domnul Eugen Ciuclin când ne pregăteam pentru această prezentare că există în acest moment, a fost inițiat anul trecut la Chicago University, o serie de prelegeri numai despre budism și drept internațional. Ele au fost inițiate de către profesorul Tim Ginsburg de la Chicago, care este profesor de drept constituțional comparat. Este și autorul unei cărți foarte importante care a fost publicată anul trecut despre democrație și drept internațional. În același timp a scris mult, pentru că a și trăit, a scris mult despre Sri Lanka, despre influența budismului asupra democrației din Sri Lanka și de o serie de alți profesori care vin din aceste ramuri de drept budiste. Da, este subiectul unui curs întreg. Este subiectul unui curs întreg pentru că, din punct de vedere al abordării clasice al dreptului internațional, atunci când vorbim, dacă există o abordare clasică, atunci când asociem budismul cu dreptul internațional, în general ne referim la normele de drept umanitar, care sunt foarte mult inspirate, normele contemporane de drept umanitar, se foarte mult inspirate de către
de către budism. Și aici revin la formula de foarte interesantă pe care a folosit-o domnul Eugen Ciuptin. Da, este vorba de o transmigrare. Și ideea este următoare: până unde această transmigrare a normelor funcționează și mai ales modalitățile în care transmigrarea normelor funcționează dinspre spațiu budist, dinspre spațiu dominat de civilizația indusă, spre alt tip care se întretaie, așa cum foarte bine explicat, o chestiune foarte complicată, și înspre civilizația occidentală sau prin între alte civilizații. Este o abordare care a intervenit extrem de târziu în dreptul internațional. Ea aparține mai degrabă școlii critice a dreptului internațional, care intervine și vorbește foarte mult despre procesul de colonizare și decolonizare. Vorbesc de anii 90 în dreptul internațional, când profesorul Marti Koskenimi, care a fost și în România un mare autor de istorie, teoria dreptului și dreptul internațional contemporan, aduce această școală critică. Și apoi acești mai multe tipuri de discipoli, să spunem, pe de o parte a lui, pe de altă parte de profesori, care inclusiv indieni, care reiau această problemă. Da, se studiază, poate nu se studiază suficient, poate că ar trebui să mergem mult mai, poate că exact cum spunea doamna profesor Bercea la început, există discipline juridice care sunt mai poroase pentru alte discipline, pentru context, prin excelență dreptul comparat, dreptul internațional, vedem acum și drept european într-o mare măsură, dar poate că discipline ca și dreptul penal sunt considerate a fi mai puțin poroase din punct de vedere al interpretării și a contextului. Dar exemplul pe care l-a dat domnul Ciurtin acestor pedepse cumulative ne face să reflectăm foarte mult asupra unor domenii la care cei care au studiat budismul și dreptul internațional nu s-au gândit. De aceea consider că această prezentare a profesorului Eugen Ciurtin nu este numai o prezentare novatoare în contextul nostru de drept în context, în cadrul conferințelor noastre, ci este o prezentare novatoare în ceea ce se poate numi că este un mic domeniu al interfaței între budism și dreptul internațional, budism și drept internațional, în care s-a scris. De aceea îi mulțumesc încă o dată. Doamna profesor Bercea, vreți să interveniți? Nu, mă temeam să nu rămânem datoare cu răspunsul la întrebarea care ne-a fost, cred, nouă adresată în calitate de juriste, dar ați sugerat un răspuns și mi-au trecut prin minte, în timp ce domnul Eugen Ciurtin vorbea, două nume, două referințe care poate că sunt utile pentru cei care ne privesc. M-am uitat un pic și la întrebările care au fost adresate. În timp ce vorbeați, mă gândeam la Claude Lévi-Strauss și la Toți suntem niște canibali, ca să înțelegem că practic orice privire pe care o aruncăm celuilalt e o privire care are un potențial de violență, și să avem niște imperative din acestea de deontologie până la urmă, dacă suntem comparatiști sau juriști care privim celelalte tradiții juridice. Deci poate e o lectură utilă astăzi, chiar dacă e scrisă de un antropolog și nu de un jurist, apropo de context. Și pe de altă parte mă gândeam la Leontin Jean Constantinescu, al cărui tratat de drept comparat îl avem tradus prin grija profesorului Valeriu Stoica în limba română, și despre care se spune că l-a descoperit pe Eliade, pe Mircea Eliade, și că o parte semnificativă a tratatului de drept comparat se datorează acestui contact pe care l-a avut cu scrierile lui Eliade. Și iarăși, poate că nu e lipsit de importanță acest amănunt, Leontin Jean Constantinescu scria în același timp despre dreptul comunitar și despre efectul direct al dreptului comunitar, care la vremea respectivă era o noutate, plecând dintr-o perspectivă comparatistă. Deci sunt discipline care pe undeva în subteran, în context, se întâlnesc. Vă mulțumesc foarte mult, mi-a făcut o mare plăcere să... Bine să menționez că Leontin Constantinescu și
Mircea Eliade, au fost colegi în Portugalia, s-au văzut și după 1945. E cineva care l-a ajutat foarte mult. Jurnalul lui, Fragmente, a apărut acum vreo 15 ani, mi se pare. L-a ajutat în sensul cel mai fizic, cel mai imediat. Și cu toate astea, deși exemplul profesorului de la Chicago vine ca urmare a studiilor de cosmologie și juridică în civilizațiile budiste ale Asiei de Sud-Est, ale profesorului Frankie Reynolds, care a fost coleg multă vreme cu Eliade la Divinity School, în opera lui Eliade există mult prea puține referințe în general la evoluția propriu-zisă a istoriei budismului indian, cât mai ales la aceste coduri monastice, la aceste coduri juridice monastice și la și evident că progresele mari au fost făcute după, ceea ce îl trimite pe, pentru că l-ați evocat la început pe străstrăbunicul nostru, Eliade, îl trimite într-o zonă, este doar un strămoș. Avem foarte multă treabă de făcut astăzi. Mulțumesc mult încă o dată. Vedeți deja un întreg șantier de cercetare care ar porni de aici, de la Leontin Constantinescu, care eu și eu aici sunt în Strasbourg, deci în localitatea foarte aproape de spiritul, să zic, al familiei, se spune acum Constantinescu, care este aici, și ar fi un șantier de cercetare să pornim din ambele direcții și vedem mulți juriști. Se gândea doamna profesor Brecea cu bună dreptate la acest exemplu. Eu mă gândeam la un jurist pe care nu l-am citat când am început și care este un creatorul dreptului viu, Emmerich Ehrlich, care s-a născut în Bucovina, la Cernăuți, și care a scris foarte mult despre acest domeniu, inclusiv care este creatorul dreptului viu, care străbate acum atâtea ramuri de drept, ca să fac legătura și cu conferințele noastre viitoare la care vă așteptăm. Vă mulțumesc foarte mult! Bună seara! Bună seara!